Bun venit pe canalul meu, astăzi vă voi arăta cum fac eu salata de biof. Ingrediente: țelină, morcov, carne, cartofi, mazăre, 2 ouă, maioneză, castraveți și gogoșar la oțet, tăiate în bucățeli mici. Începem prin a pune carnea și legumele la fiert. Adăugăm puțină sare și lăsăm circa o oră la fiert. Între timp, tăiem cocoșarii și castraveții în cubulețe mici. După ce am terminat de tăiat, îi vom pune într-o strecurătoare. Continuăm prin a tăia cartofii mărunt. Tăiem și țelina.
morcovii, de asemenea. Carnea, la fel, toate le tăiem în cubulețe mărunte. După ce am terminat de tăiat carnea și celelalte, adăugăm castraveții, gogoșarii și mazărea. Amestecăm bine. Adăugăm puțină sare. Punem maioneza. Amestecăm bine. Fierbem 2 ouă, le curățim de coajă și le introducem în compoziție.
Rețeta este aproape gata. Așezăm într-un bol compoziția. Poftă bună, rețeta este gata. Mulțumesc pentru vizionare. Vă mulțumesc!